Ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Vireza de Bacău, constituită astăzi, 24 decembrie 2021, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri dintr-un total de 14. Lipsește motivat domnul consilier sau întârzie Rusiol Dorin Remus. Nu a trezat pe unul. Nu s-o zicit opinii, dar nu există ce spate așa. Da. Conform comunicării de la Judecătoria Onești, domnul Mocoi Dorinel Valentin a fost la funcția de consilier local a Consiliului Local al Comunei Vireza de Bacău. Numărul 57/2019, privind aprobarea contului administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și pricep vremea pentru binele locuitorilor comunele vieții. Așa să iertă Dumnezeu. Bună ziua, dragi colegi, bine ați venit! Deschidem ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Vireza de Bacău de astăzi, vineri 24/12/2021. Avem de ordinea de zi un număr de 5 proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în anul 2022 în Comuna Liberi, județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământ de stat din Comuna Liberi, anul școlar 2020-2021, în anul școlar 2021-2022, semestrul 1, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur în 2022 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate a familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Proiect inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Liberi, județul Bacău, domnul Neica Eusebiu, pe anul 2021. Inițiat de primar, aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Liberi, județul Bacău, pe anul 2021. Inițiat de primar, aviz din partea comisiilor de specialitate. Supun la vot procesul verbal de la ședința anterioară și dacă cineva mai are ceva de adăugat și ordinea de zi. Este cineva împotrivă? Se întâlne cineva? Nu? Votați! Am votat! Da? Mulțumesc frumos! Așa, s-a abținut domnul Rusiu Iurel Remus, care a venit la Mocoi. Și domnul Mocoi. Da. Iar ordinea de zi în unanimitate, da? Cinci. Urma să te împărătesc. Da. Da.
Primul proiect de ordine de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în anul 2022 în Comuna Liben, județul Bacău. Inițiat de primar și avem din partea comisiilor. Primul Gheorghe Adrian are o problemă gravă de sănătate cu un copil din familia sa. Lasă votul pentru la toate punctele pe ordinea de zi la dumneavoastră și dorește să se învoiască să iasă din ședință. Da, merge. Mulțumesc. Ce scuze. M-a anunțat la altul ăsta de ultima de vreo. M-a anunțat mai dacă cineva vrea să ia cuvântul, dacă nu dau cuvântul... Comisiile de specialitate, acum, da? Da. Comisia 1, aveți favorabil. Comisia numărul 2, aveți favorabil. Comisia numărul 3, favorabil. Aveți favorabil. Da. Dacă dorește cineva să ia cuvântul... Cum să da. Deci, Crăciun, Surugiu și Pusuio. Da, domnul Crăciun. Prima dată dăm cuvântul domnului primar. Scuzați. Bun, bună ziua, dragi colegi, bună ziua, dragi consilieri, locale, comunități. Iată că sper eu că această ședință va fi și ultima. Am pianul acesta. Am îndrăznit să pun această ședință în ziua de ajun a Crăciunului, dar am fost forțați de situațiile care le-am întâmpinat. Aici vorbim de o rectificare de buget care ieri ne-a venit acele hârtii ca să putem să punem pe ordinea de zi și nu vreau să forțez pentru săptămâna viitoare că puteam să așezăm acești bani și putem să-i folosim. Aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva lucruri din ordinea de zi. Deci era necesar și obligatoriu ca proiectul de hotărâre cu taxele și impozitele să fie în luna decembrie. Un proiect foarte important pentru noi și pentru cetățenii Comunei Livez. A apărut un proiect pentru Munta de Aur, care în urma solicitărilor făcute de unii cetățeni din Comuna Livez, care îndeplinesc aceste condiții, să spun. Și am adus și acest proiect pe ordinea de zi în fața dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Eu sper să treacă pozitiv și acest proiect. O să vină timpul să le discutăm și pe celelalte. Am vorbit de două, mai sunt încă trei. Aș vrea să fie o ședință liniștită, cu probleme la subiect, în spiritul Crăciunului. Dacă toți suntem la Crăciunului, această ședință să fie de bun augur și cu discuții civilizate și corecte. Dar vă mulțumesc! Da. Dăm cuvântul domnului Crăciunului. Da, mulțumesc, doamna președinte, domnule primar, stimați colegi. Este, așa cum spunea domnul primar, probabil ultima ședință din acest an. Ar fi trebuit să fie o ședință al bilanțului, aș putea spune, iar domnul primar să ne facă o retrospectivă a realizărilor din acest an. Dar nu-i nimic, o să așteptăm, probabil, în luna viitoare, după ce trece sărbătorile, vom avea timp să facem evaluarea tot ceea ce s-a întâmplat în anul respectiv. Eu țin să mă repet la ceea ce am mai spus și în alte ședințe, nu sunt mulțumit de activitatea din Consiliul Local de anul acesta și nu sunt mulțumit nici de activitățile generale, așa, întâmplat în Comuna Liben, în acest an. Suntem de proiecte noi, de proiecte de investiții majore, de continuarea unor proiecte aici. Sunt unele care au continuat și este foarte bine că se întâmplă așa.
Dar sunt altele care stau în așteptare de 3-4 ani de zile și nu s-au făcut. Acum să revenim la ședința de astăzi. Suntem în aceeași, să spunem așa, temă, adică pe repede înainte să aprobăm totul. Cred că proiectul pentru taxe și impozite nu este un proiect de hotărâre care ar trebui aprobat așa de repede. Eu, din experiența acumulată în anii de administrație, știu că cel puțin cu 15 zile înainte trebuia să se facă o dezbatere publică, să fie afișat pe site-ul primăriei, afișat, discutat. Da, trecem peste asta, pentru că, într-adevăr, timpul ne așteaptă. Am văzut în acest proiect de hotărâre foarte multe taxe care nu prea-și mai au locul pe aici. Sau mai bine spus, nu știu dacă s-a încasat vreodată taxă de cărăușie sau multe și multe alte taxe care sunt inutile, care probabil au fost preluate din trecut. Așa erau atunci, așa... Dar ar trebui o parte din ele șterse de aici. Neavând timp să studiem, sau eu personal să studiez acest proiect de hotărâre, probabil o să mă abțin astăzi la votarea lui, pentru că în substratul lui sunt și unele taxe care ni se bagă așa pe sub ochelari și probabil care vor afecta în decursul anului 2022 populația comunei Livez. Dau un singur exemplu, taxa de salubritate, și aici fac referire la proiectul ce urmează a fi votat astăzi, acea rectificare de buget în care am văzut o sumă destul de mare dusă tot pe salubritate, adică pe partea de sponsorizare. Păi ce să înțelegem? Facem 774, o parte nu își plătesc taxele, că noi tot punem bani din bugetul local în fiecare an. Am pus și la începutul anului pe acel buget, care știți foarte bine cum l-am votat, și punem în continuare bani și, de fapt, 774 să plătească tot cei care plătesc taxe și impozite an de an și sunt corecți, iar ceilalți stau foarte bine, mersi, produc cu noi și noi încasăm, pentru că, na, așa este. Aș ruga și colegii să fie, eu știu, aplicați asupra acestui proiect de hotărâre și să-l studieze cu atenție. De aceea, propunerea mea ar fi fost ca, chiar dacă dumneavoastră spuneți că în decembrie nu era nicio grabă, puteam să-l votăm și după sărbători. Asta e viața. Și puteam să-l analizăm un pic mai bine, să discutăm, să ne fie explicat un pic mai bine. Văd că aveți lângă dumneavoastră și eu am încredere în specialiștii primăriei și în oamenii din aparatul de specialitate a primarului, că știu că fac lucruri bune, dar câteodată poate mai sunt forțați de situație să facă sau de împrejură să dăm drumul mai repede, a scris. Cam asta am avut în primă fază, voi mai interveni la următoarea de proiect. Mulțumesc! Da, mulțumim frumos! Dăm un cuvântul domnului Sopul Daniel. Da. Cum are rezultatul în ce s-a întâmplat acum? Acum, în legătură cu taxele și impozite. Aș vrea să știu, este obligatoriu că crescute cam toate. Da. Fiindcă văd că doar îți propune. 2021 este aprobat și propune pentru 2022. Este obligatoriu sau văd că sunt propune? Da. Propune, propune ce înseamnă? Le aprobăm sau nu le aprobăm? Deci, suntem obligatori. Deci, conform articolului 491 din legea 227, este obligatorie indexarea cu rata inflației pentru anul fiscal încheiat. Fiind în 2021, anul fiscal încheiat este 2020. Rata inflației publicată de Direcția de Statistică și de Ministerul Finanțelor este de 2,6%. Deci indexarea cu 2,6% este o indexare, de fapt, este o majorare. Față de propunerea respectivă, dumneavoastră, puteți să majorați impozitele până la 50%. Deci ceea ce vedeți în propunere este strict valoarea aprobată în 2021, indexată cu 2,6%. Atât. Dumneavoastră puteți propune, în funcție de
Deci puteți să propuneți pe categorii, cum doriți, majorarea până la 50%. De aia este numai indexarea, atât. Nu este niciun fel de altă majorare. Deci indexarea este obligatorie. Aici văd cu taxa pentru reclamă și publicitate. Este de la 1 la 3%. Noi mergem cu maxim 3%. Întotdeauna am mers așa. Dumneavoastră puteți... Deci asta este o propunere. Dumneavoastră, dacă aveți alte propuneri, puteți să... Nu știu cine că ați asumat o parte care muncesc în comuna să plătesc acești bani. Restul nu plătește nimeni. Vă garantez. Obligat cetățenii care fac bani, mai fac și fac comuna asta, să plătească. Iar ceilalți care fac reclamă din alte părți, nu plătesc nimic. Am experiență și am avut tot timpul de spus așa. De ce să mergem cu maxim dacă tot? Hai să ai tot și pe alte de din comun, nu mă doar să le punem bine. Atât știi. Dar nu vedem nici pentru ei se ajută. Dar pentru cei din afara localității, n-am nicio problemă, nu poate zi. Lipesc cu nivorii afișe. Lipesc cu ei. Iar pentru agenții economici care le-a ștat, te începe de a taxa. Deci cum este mai fraia că trebuie să lipim ceva și ne facem treaba în comun. Iar ceilalți din afara comun nu plătesc nimic la noi. Eu aș opta pentru 1%. De ce să pun 3%? Dumneavoastră puteți propune. Eu am făcut o propunere. Puteți stabili 1%. Sau eu am făcut o propunere la așa ceva. Trebuie să vă încadrați în tine. Da, pus 1% pentru mine. Asta, dacă tot de taxe și impozite nu este unul, dar să trecem așa de chestia. Un pic de analiză, un pic de discuție constructivă până la urmă. Oamenii să nu se înțeleagă că... Nu, 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 pentru asta suntem aleși aici. Eu așa cred. Suntem să punem cu sabia asupra capului și suntem dacă nu execută. Sau nu fac ceva ce punem noi. Nu. Trebuie să vedem, să vedem dacă e normal sau nu e normal. Aici am venit la eroarea cea teatrului fiscal. De urgență este 17 lei, iar nu uite, uite, 6 lei. Ce vreau să rămea? E urgență, e urgență, tot acolo e treaba. Tot ce dă, ce înseamnă urgență? Într-o oră, jumătate de oră sau într-o oră? Să dea pe loc. Hai să nu facem tot aceea, nu facem altceva de lucru decât tot aceea își face. Iar... Nu suntem așa aglomerați să putem... Fața normală, nu, 6 lei. 40 de ore. Am, 40 de ore, am înțeles asta. Nu, 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 diferența asta. Una așa, așa, atâta tot. Că tot într-o aceea zi o dă. Nu o dăm pentru a doua sau trebuie. Am înțeles, știu, știu, înțeles. Dar noi ne-am făcut treaba tot timpul, n-am ajutat pe nimeni. Taxa PSI. Știu. Taxa PSI care... Nu ne văd rostul, avem pompieri, avem tot ce ne trebuie și... E părerea mea, e părerea mea, nu știu. Puteți să puneți, e părerea mea, dar e... 17. 17. Dacă îmi permite, doamna președinte, tot întrebarea pentru doamna... de la taxe și impozite. Care este procentul de încasare a taxei și impozitelor pe anul 2021? Da. Nu am calculat un procent, pentru că încă mai sunt bani care intră. În medie, nu știu, cred că undeva la 70%. Deci, suntem... E bine. Am așa, de întotdeauna. Mă gândeam că poate ne faci 130 și ne duce de la 1%. La 100%? Da. 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 După ce se încheie anul, atunci. Da, suntem ei exact, oameni, 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 întrebare. Da, domnul Sorgiu, mai aveți alte întrebări? Da. Asta pentru depasarea de la comisie. Avea timp când noi nu avem nicio putere a lua decizii, decât doar instanțele. De ce să ne luăm bani când mergem la comisie să le spunem, bă? Deci nu văd rău să mai ținem aici. Ce așa nu-mi casă? Ce așa nu-mi casă? Nu? S-a casat, avea, da. Noi ca... instituție, nu putem să facem nicio măsură. Nu e valabil nimic ceea ce facem. Fui măsură în terenul și trimit în alunecat. Și mai nu se bani, omul crezând că noi ne facem treaba, pentru că nu facem nimic. Îi ducem, măsurăm și mai ducem la instanță, știu, judică. De ce rost să mergem? Da, dar nu are rost, că nu am bani, pur și simplu, nu-i ajutăm cu nimic. Nu-i ajutăm cu nimic. Nimic. Fiindcă noi la instanță nu avem nicio lucru, decât tot. Societăți de reabilitate, cadastru, femeile cadastru care măsoară ei. Noi nu, nu mai putem să ne știu, dar noi la ce mai? Ce soluționăm noi? Dar ce soluționăm noi? Că nu este nimic valabil, nu este nimic valabil, nu ia nimeni în considerat. Deci eu vă spun că nu ia nimeni în considerat. E cât e stat. Nu-i pur și simplu un bani? Da, dar probabil că da o înțelegere de cine în momentul în care... Comisia de specialitate din cadrul primăriei a
are rolul de a discuta din punct de vedere tehnic al criteriului. Sunt anumite te duci cu o hartă, te duci cu un plan parcelar. Exact. Da. Această taxă a fost cumva pentru că era depusă. Da. Toți oamenii jumătate să vină la primărie, ca primarul nu se rezolve problema asta, da, e o chestie. Da, noi am pus această taxă, că am zis, poate mai reducem din pentru că, într-adevăr, băi, nu putem să facem, nu să intervenim în scandalul dintre vecini. Doar încercăm să mediem acel conflict și să... Da, dar ne putem să luăm bani, fiindcă angajații primăriei iau salarii și nu știu cine e problema. Aici cred că asta e, nu ne mai luăm nicio clasă. Eu ce spun, eu ce spun, avem angajații primării în care e primarul nostru când timpul serviciului și nu are mașina instituției, de ce mai mult? Cine are? Nu are, nu are loc. Dacă ai pus în serviciu... El este angajat. Asta vreau să spun. Da, bază sportivă. Bază sportivă mă refer. Bază sportivă la ce mai? Pentru că avem pompieri. Există la pompieri în primărie? Subordonați nouă, haideți să... Nu, dar iată, nu. Ați înțeles, mă refer că nu mai avem bază sportivă, nu avem și închiria. Care nu pot. Nu ne mai închirem în telefon. Arătați-mi o taxă, nu-i interesant. Deci asta sunt da. Am înțeles. Dar după cât am făcut nimic pentru cetățenii, mi-a primit și casă. Ce V-am spus de la început că aceste taxe se mențin din anul, cred că din 2014, 2013. Eu nu am modificat nimic. Dumneavoastră, chiar dumneavoastră faceți acel apel cu modificare. Putea să le modificați pentru că am la timpul respectiv. Eu am considerat că tot ce a făcut dumneavoastră a fost corect față de cetățeni. Tocmai de aceea le-am menținut. Bun, venim cu taxe care nu se regăsesc. De exemplu, cum a spus, la stadion. E posibil ca în timpul anului să apară o chestie din asta. Noi nu folosim. Putem să facem un tax, să chem în ședință, să modificăm sau să punem tax, atunci nu. Noi folosim o instituție. Toate instituțiile așa funcționează. Ia să v-am și spus. Doamna, dacă spuneți că aveți încredere în personalul primării și e normal să avem, și vă spun că sunt oameni care chiar știu ce fac, ceea ce v-a prezentat doamna Pilindeci este lucru corect. Dumneavoastră o să votați cu credință, putem să nu votăm, nici taxe, dar noi funcționăm. Vorbim de 3% sau cât a fost taxa de reclamă și de reclamă. Aia se referă la firme care pun benele pe stâlp, de exemplu pe șoseaua națională. Aia se referă reclama și publicitatea. Dar ca să nu știu că trebuie să facem. Aia este taxa de firmă, aia este altceva. Bun, ați văzut vreo firmă făcută publicitate pe stâlp? N-am văzut. Nu, dar de exemplu, dacă vine să spunem un producător de bere, da? Care își face reclamă pe asemănare, se referă. Dar sunt ca vă spun la agenție cu un spus să o regăsesc în taxă de autoritate. Taxă de firmă, nu e, da. Dar trebuie să-i mai facem, zic, o taxă, nu vreau cu invidie. Eu ce spun? Adică, una patru, că am văzut, da. Într-adevăr, firmele, nici nu referim la afișe din astea, din A4, pus un ogărdic, nu știu, cauți un obuzit, ne-a lăsat un număr telefon. Este vorba că și nu există firmă pe cele alea. Nu, un număr de telefon, nu e. E vorba de societate cu faci reclamă la o firmă sau la o. Deci astea sunt prevăzute în codul fiscal și ele trebuie stabilite în eventualitatea în care intervin pe parcursul anului. Puteți stabili și alte taxe, în afară de cele propuse, nu e nicio problemă, sau le puteți modifica pe astea între limite. Deci puteți propune alte valori, nu e nicio problemă. Taxa la stabilizare, nu o crește. Noi o crește. Făceam o radiogramă, am taxa la radiogramă, o vedeam care din ele sunt. Da, haideți că era una dintre întrebări care trebuia să vă răspund. Da, noi am afișat acest proiect de taxe și impozite.
Este publicat pe site-ul primăriei. Noi ne-am făcut treaba. Uitați, doamna de la... Este în termen, domnul secretar știe, sunt afișate. Nu putem să... Adică ne-am încadrat cu lucruri legale. Da, ies în dezbatere publică, noi ne-am pus din timp... Am pus ceva, dar ne-am pus. Da, iar... Da, corect. Iar, mă repet, deci toate aceste taxe ven din anul 2014. 2013. Da, mă corectez, domnul secretar, pentru că eu știu. Da. Nu a făcut nimic, din contra, n-a ridicat măcar să ne gândim la inflație, că puteam să ridicăm cât de cât la inflație. Prețurile au crescut, toate au crescut, eu am căutat să nu ridic nimic. Doar ce se găsește în codul, codul fiscal. Și la salubritatea asta mă gândesc. Fii cu banii plătiți, cu banii plătiți. Toți societățile au crescut, la societățile o sumă foarte mare, dau cum își dau cu noi. Iar cei care îi produc adevărat cu noi nu îi plătesc nimeni nimic. Deci eu vă garantez dacă cineva să ne aducă o statistică să vedem câți au plătit cu noi după una asta. Să plătește, domnul. Păi, de ce plătăm atât banii din muncă? Haideți, nu. Stați un pic, am plătit. Nu ați plătit. Dumneavoastră ați plătit cu noi, vă drept. Eu da, am plătit. Toată lumea plătit. Dacă facem, dacă facem un sondaj, păi să vă spun că spune ce mai aici e problema, de ce îi pune marca? Am pus la buget? Vreau să de noi deci, au crescut cantitățile, ceea ce mă repet, am făcut și am trimis salariații din primărie. Am mers eu pe teren, am discutat cu oameni. Crescând cantitățile, automat cresc prețul. Să le găsesc în preț. Da, pentru să avem fel de situație, știm dacă e bine sau adevărat. E normal că avem o situație, nu credeți dumneavoastră că nu avem situație. Dați ce plătesc cetățeni. Conform planului de evoluție, ADIS, deci pe 2022 era 7,95. Cât s-a făcut? A menținut 7,74 la nivelul 2022. Da, dar noi am reducat, am menționat la 5 lei. Deci, plătim în funcție de cantitatea de gunoi. Tariful ăsta este stabil. Eu simt la da. Dar noi plătim în funcție de cantitatea de gunoi. Deci, asta ar trebui să facem. Noi toți cetățenii ar trebui să încercăm, la asta o știu de când colaborăm cu Patrițu, că trebuie să facem toate sacrificii necesare să reducem cantitatea de gunoi, ca suma pe care o plătește comuna să fie la din ce în ce mai mică. Să colectăm selectiv, să conștientizăm că, de fapt, ne furăm căciula sigur. Până la urmă, să dăm cu gunoi. Să desfăcim 2-3 miliarde fiecare an la gunoi, să presupunem că încasăm 3 miliarde, înseamnă că plătim gunoi 6 miliarde. Să nu știu, fac... Haideți să facem cu masă, să facem cetățenii. Adică ne-ar putea foarte mult. Să nu mai spune că sunt doar din voi, din mamă, la fel, din mamă, la zbori, și am fost și-am făcut tot de acolo, și-am făcut 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 și-am făcut. Da. Domnul Sorugiu. Cam atât. Ok. Mulțumesc, dar nu domnul Gusiu Gărădeanu. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, domnule primar, mi se pare normal coeficientul de inflație, că a fost 2,3% și am urmărit an de an, n-au crescut doar coeficientul de inflație. Vreau să aduc în vedere la domnul primar doar problema cu taxa la metru cub de apă. Nelipsa apometrelor, nu știm cum se calculează cine depășește 15 metri cub de apă dintre 3 luni. Asta am discutat și cu domnul primar ieri. Lipsa, am zis că vorbim doar la subiect, nu că veniți ne facem campanie electorală cum alții vin în loc să la subiect se gândesc deja să fac campanie electorală înainte cu 3 ani. Domnul primar, dumneavoastră, ce părere aveți despre situația apometrelor și calcularea din 3 în 3 luni și citirea contoarelor? Vă mulțumesc! Când vii acasă, poți să... Când vii acasă, vii și la urmări să mă rog! Cum vii la urmări? Prezi din competență! Ce e să vă rog frumos, cât ați vorbit dumneavoastră, a fost liniște și bine, da? Da? Mulțumim. Da. Eu, pe parcursul de un an de când sunt consilier în așa ceva, niciodată n-am intervenit când am vorbit domnul Sorgiu și domnul Gheorghe. Da. Am vorbit doar la cuvânt și dumneavoastră ca președinte, am văzut cum ați intervenit. Italia așa, domnul Sorgiu, nu mai se mai rău. Dar am spus, dar
Noi la știți că și local am de 4-5 ori. De ce eu trebuie să-mi facă din timpul meu sau lui nu? De ce este considerat ca și timp? Da. Că ține cu mine odată când la el. Este în fiecare dată când suntem chemați. Deci asta sunt la toată. Nu protejați pe cineva când îți face când a votat. Eu nu protejez pe nimeni, dar vreau să ducem o ședință civilizată. Doamna președinte, vreau să-i răspund domnul Surgiu. Voi fi votat de cetățeni, dacă pe parcursul acestui mandat am făcut sau nu mi-am făcut datoria, nu mă voi pune din nou peste 4 ani în fața cetățenilor. Nu sunteți dumneavoastră cel care puteți să mă judecați. Va fi cetățenii care mă pot judeca. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule, nu să mai dau răspunsul. Este consiliat și pot să-l critic. Dar așa se vă întreba de domnul primar. Da, domnul primar, de fapt, trebuie să-i răspundă domnului Busuioc, adică nu știu. Hai să încercăm. Hai, puteți să ne întrebați. Domnul primar, face o parte de la anunțul ăsta. Vedeți, vă spun că să fac discuții. Trebuie să ne spune de la puterea de cumpărare a oamenilor. Și dacă am fi să facem un calcul așa, de multe ori depășim în taxa pe guvern decât taxa pe clădiri sau ce mai avem noi. Întrebarea este următoarea. Noi știm că gunoiul plătim după cantitatea care se colectează. În asociația a zis, aici mi se pune problema de discuție, discută gunoiul. Aveți cunoștință despre când se va face selectarea gunoiului astfel încât noi și nu mai plătim atât de mult, pentru că noi plătim foarte mulți bani pentru că nu dăm gunoiul selectat. Da. Ați avut o intenție foarte bună ce am făcut cu plastice și chiar vă spun că de la mine din Curtea plecă foarte mult cu plastice. Cred că ar trebui făcut presiune din partea primăriilor, pentru că e vorba de bani aici. Primarii la rândul lor să meargă să facă presiune la această asociație, ca cei care colectează, să îl colecteze selectat, selectiv, așa cum e normal. Pentru că să știți că oamenii au înțeles situația și că nu vorbea că vom plăti mai puțin, sigur că oamenii vor da cu noi gunoiile separat, sica separat, pieții pe acasă la ei. Cred că rămâne la capitatea dumneavoastră, primarul, cei care faceți parte de această asociație, să faceți presiune, ca noi să plătim gunoiul mai puțin, pentru că taxele sunt destul. Da. Mulțumim, domnul da. Da. Hai să răspund din spate, la domnul Costea. Da, așa este domnul Consiliu, întrebarea este foarte ok. Și dumneavoastră cred că ați observat că noi deja am încercat o campanie pilot, să-i spun eu, de așa de a sensibiliza cetățeanul, de a învăța să începem să strângem selectiv. Ați văzut că au apărut acei saci, care noi îi strângem odată la de lume. Dar mergem și ridicăm, ne aducem și depozităm în legare, privim mașinile la Bacău, îi ridicăm. Acest lucru nu face decât să ne ajute, pentru că dând selectiv, gunoiul selectiv, automat scad și acolo să mai ridicăm. Scad din valoarea de la menajer. Orice început, se încasează, cum vedeți, și recuperăm o sumă de bani. Orice început, știți cum e. Începem mai așa, noi am sensibilizat cetățenii, să știți că sunt foarte receptivi. O parte dintre ei chiar spune, sună când vine, când așa, ne-a sunat să-i dăm saci. Am găsit mult mai mult decât aveau în curți, pentru că au strâns și prin zonă și este un lucru lăudabil pentru noi ca și cetățeni. Și aici ne băgăm și noi, că noi facem parte din rândul cetățenilor. Acum, aș vrea să văd, nu vreau să fiu rădăcios, dar aș vrea să văd și la dumneavoastră acasă sacii aia și să-i văd scos la poartă și să încercăm să fim un exemplu pentru ei. Începul cu începul să învață. Lucrul v-am spus, este un început. Știți ce am pățit și cu menajerul. Și aici mă refer la oameni care au administrație la timpul ăla. Când nu trebuie să plătească orice se plătește. Gunoiul se plătește oricum din lumea asta. Serviciile se plătesc oricum din lumea asta. Ele cresc funcții de inflație. Cresc nu noi.
Pentru că și eu sunt cetățeanul Comunei Liviu și eu plătesc. Și mie îmi bag mâna în buzunar. Eu bag sânt, ca să înțelege. Și dumneavoastră. Este foarte bine că discută. Și aici v-am prezentat încă o dată. Și iar mă repet. Doar am menținut în 2013 acesta. Puteam să ne schimbăm o dată. Dacă vreți și acum. În funcție de... Dar nu avem. De adus în spate nu putem. Dacă vreți să schimbăm acum o să zicem, o taxă, doar trebuie să o ridicăm. Da. În jos nu mai avem să mai aducem. Deci cred că m-am făcut înțeles. Da, acum, să-i răspund domnului, domnului consilier Busuio. Da, într-adevăr, dumneavoastră puteți să veniți să propuneți, dacă nu vă convine prețul să ridicăm, este minim din minim. Deci noi mergem și acum cu 2,82 la metru cub. Nu există nicăieri. Și dacă vreți să faceți, căutăm metru cub de apă în județul Bacău, nu-l cumpără nimeni. Deci nu găsești nicăieri. În nicio primărie, în nicio localitate nu găsim preț mai jos că asta. Venim cu 5,65 de la 15 metri cub în sus, care se depășește. Încasările așa se fac, pentru că în compartimentul, așa se citesc apumele. Cred și sunt convins că mai sunt cetățeni și aici nu, eu nu mă dau după deget, așa am fost. Eu sunt omul care, eu nu știu, va fi cu de tot timpul. Nu am emoții cu nimic. Mai sunt și recunosc lucrul ăsta. Sunt case sau sunt locuințe care nu au și sunt convins că sunt. Nu știu, aș putea să merg și pe ele. Dar s-au făcut verificări, o să-i găsim. S-au pus în jur de 200 și ceva de apometri noi care s-au completat. Toți ăștia care se branșează în momentul de față sunt verificați de mine și au acele apometri din momentul când s-au dus. Iar căminile alea se fac la limita proprietății, pentru că și acolo o să avem o problemă, ni se solicită să predăm acest serviciu la CRAB, știți? Și el vor așa, să meargă la chei, cum spunea un aintaj de meu, la chei și foarte bine spunea, adică noi le predăm, funcționabil cu totul la zi și ei încep după aia să ia bani de la oameni, știți? Dar asta e viața, unii legi nu-i tocmeală, trebuie să ne punem că fim cu presiune, suntem în asociație. Fiind într-o asociație, trebuie să respectăm acel statut, ca să nu înțelegem fenomenul de asociație. Da. Mai aveți ceva de adăugat? Da, domnul primar, cum v-am zis și ieri, aș dori să facem o comisie de verificare dată toată lumea de apometrii, în care aș dori să fac parte din această comisie și nu mi-ați răspuns la întrebarea cum facem citirea contoarelor după ce vom face această comisie, cum vom face citirea contoarelor dintre 3 luni. Eu cred că este posibil, după ce reușim să avem o situație clară asupra comunei, ca să strângem acești bani, să avem bani pentru viitoare investiție din fonduri proprie, pentru altă captare de apă, v-am zis, pe Valea Rea, sunt izboare, încercăm să, sau în altă parte, și din fonduri proprii, să reușim, că nu putem să mai facem alte branșări, că nu ne mai permite capacitatea. Vă mulțumesc, domnul primar, vă mulțumesc, da. Ce permisiunea? Trebuie să ajungi la Brașov, trebuie să pleci. Mulțumesc, domnul consul. Votul rămâne la mine? Da. Bine. Domnul... Da, președinte, mai dați voi. Stați să-i răspundă. Domnul primar și imediat cu vot. Domnul consilier Busuio. Da. Orice consilier poate să facă parte dintr-o comisie, pentru că Consiliul Local este parte în ceea ce se întâmplă. Deci știm foarte bine, Consiliul Local este organul deliberativ și primăria este executiv. Ceea ce discutăm noi aici, noi trebuie să punem în aplicare. Că e bun, că e rău, stabilește de ce v-am zis, să avem o discuție clară, să înțeleagă toți oamenii. Ceea ce discutăm noi aici sunt lucruri foarte importante pentru comunitate, pentru toate comunitățile. Taxele și impozitele și bugetul sunt unele dintre cele mai importante proiecte de hotărâri care le luăm hotărâri noi, în cadrul unității. Da, facem o comisie, suntem deschiși cu angajații primării, poate să meargă și un consilier, nu oprește nimeni, ba din contra. Este un lucru care e normal. Veniți, stabilim când așa, mergeți cu echipa, verificăm la toată lumea, nu se ascunde nimeni, din contra, e foarte bine. După aia tragem o linie, facem un bilanț, vedem unde suntem descoperiți. De ce v-am zis? Puteți să propuneți să ridicăm și prețul, dar mi se pare pe puțin. Preț, nu avem canalizare, nu avem, deci prețul este normal. Da, cuvântul domnului Jonic. Vă rog, completare la ceea ce spunea domnul
colegul nostru, domnul consilier. Am seama că dânsul și-a greșit cariera sau, eu știu, poate chiar partidul politic, îl te trage așa spre comuniști. Domnul consilier local e de a duce de a face, vă rog frumos, dați-mi să... De a face auzită vocea cetățeanului care ne-a votat, de a fi adusă și discutată în plenul ședințelor, de a fi adusă la cunoștințele autorităților locale, nu de a controla. Nu știu dacă dumneavoastră vă aveți cineva să vă duceți să controlați cu oameni prin curte, domnul consilier. Cred că depășiți un pic statutul consilierului local și nu cred că este. Cred că sunt destui angajați în aparatul de specialitate al domnului primar care pot să facă lucrurile astea și cred că o fac mult mai bine ca dumneavoastră. Nu vă puteți dumneavoastră permite odată la 3 luni de zile când veniți acasă să vă duci să faceți parte din comisie, vă aștepte omul ca pe părintele când vine cu molifta. Nu e corect și nu cred că poate cred că suntem la sentimentul mult, colegii noastre, să facem noi percheziții pe la curtea. Ați mai făcut niște afirmații astea cu gunoi. Nu suntem, eu știu, legionari să mergem noi, să amenințăm oamenii, că vezi că n-ai apă, n-ai. Hai să facem să fie toate lucrurile puse până acum, să facem proiecte pentru cetățeni, să dăm girul, sau nu știu, să dăm hotărâri ale consiliului local, care cumva să fie puse în aplicare de către executiv, de către... veniți cu propuneri de acestea pe care să putem să le discutăm aici, să dăm, facem proiect de hotărâre în plenul consiliului local, nu luăm mai decizii de astea de unul singur, mergem în curtea omului că vreți de asta, acum să... Da, putem face rost, dar ca și observator, sau știu, să aducem vocea cetățeanului în plenul ședințelor. Nu mai luați atitudini dintre asta, că nu este ok, din punctul... Ce să ne bucurăm de vedere. Aveți dreptul la replică, după care, dacă ies, punem la vot, că stăm la primul proiect. Da, într-adevăr, domnul consilier, este vocea cetățenilor care am adus-o în ședința Consiliului Local. Dăm și nu că nu am încredere în... aparatul de specialitate și funcționarii primăriei au. Eu doar m-am propus, dacă dorești... Vorbeați de campanie electorală, vă trebuie să duceți. Da, cred că mergem, ne întindem mult prea mult. Hai să ne... Dar chiar nu vreau să mă contrazic, suntem la jumătate. Mă trece nimic, dar nu se poate. Așa că imați un consiliu, așa că stăm răspunsul, doamnă consiliu. Nu-i am făcut afirmația aia! Ea-și face partid extremist, ea nu face parte în partid extremist, ce spune ce se duce ceva. Deci e o problemă, doamna președinte. Nu e aici avem atac la democrație. Deci, domnule, de când un consilier este organ de control? Nu s-a desemnat organ de control. Păi cum a spus, dar doamna ce poate? Domnul primar, nu-ți face treaba? Ai acuzat și instituția? A acuzat primarul, a acuzat angajatele? N-a venit în aceste? Haideți să înțelegem un lucru. Cine este împotrivă? Da, stați o secundă, că au fost niște propuneri cu... Eu am propus ceva, dar am luat așa și spați în primul. Doamna președinte, faceți întâi ce am propus eu. Vă rugăm, dar știți să închideți gura. Ați venit ca legionar, da? Deci supunem la vot acum. Deci am spus ceva, nu mi-a spus nimic, dar nu vă propune ce am făcut eu. Spuneți-mi cum am făcut. Și ce am spus? Bun. Am dat propus nimic ce am spus eu. Al curselor scolare și al numărului de beneficii.
special pentru elevii din învățământul de stat din Comuna Livezi, anul școlar 2020-2021 și anul școlar 2021-2022 în semestru inițiat de primar și avis din partea tuturor comisiilor de specialitate. Da, mulțumim doamnei Dilibeci că ne-a ajutat în primul proiect. Aici, la proiectul numărul 2. Comisia de specialitate, vă rog. Comisia numărul 2. Acordarea. Nu, sigur, să nu se creează. Era normal ca fiecare zi să avem un singur dosar și ăla trebuie să vă rog. Dați-le oamenilor dosar. La fiecare mașină, așa știam, trebuie să ne dați. Sunt pe comisii. Deci nu am avut posibilitatea. La ce comisii să te referi? Ultimii documente lor am avea pregătit ieri. Nu da, domnule, trebuie să ne dați. Cine dorește să ia cuvântul la proiect? Dică să plătim numai numai, mai luăm și cine ce altcineva să înscrie la cuvânt? Nu. Domnul Costea, aveți cuvântul. Că a fost în care să vorbesc pe prima lucrurile au de zi. Eu întrebare, am să-mi exprim aceea de mulțumire, dar chiar critică. Menirea consilierului local este, are consilierul local are trei meri foarte importante. Taxe și impozite, voce de venitor pe el și alte probleme care țin de organizare, de infrastructură. Bun. Iar normal astăzi, ca toți consilierii locali, pentru că la o ședință așa de importanță, să aibă un dosar fiecare dintre noi, să avem timp să studiem. Dumneavoastră ați spus că au făcut 15 zile înainte, ați depus acest dosar la vedere. Noi nu am, tot noi trebuia să intrăm. Puteam și noi să intrăm în posesia acestui dosar, tot nu am făcut de-a 15 zile, ca să avem timp să studiem. Eu am votat bugetul primul punct pe ordine de zi, pentru că n-ați adus nimic modificări. Dar bun, vorbim de proiectul numărul 1 sau de proiectul 1? Mă duc la proiectul 2, acum imediat. Domnul primar, discutăm despre probleme de învățământ aici. Pentru mine, activitatea de învățământ e cea mai importantă și cu cei mai mulți angajați într-o comună. E bine că avem burse care ne putem număra pentru copiii care învață și poate și alte suplimente sau alte facilități pentru cadrul de dași. Dar vreau să vă spun ceva. Mie mi-e să dat să merg toată ziua pe teren. Noi avem o mare problemă cu școala de la Livezi. Pentru că copiii nu învață carte. Cadrele de dași nu-și fac datoria lor. Vreau să vă spun, nu vreau să dau nume la oameni, la părinți de copii, care sunt foarte mulțumiți de ce se întâmplă la Livezi aici. Fiecare își face programul cum dorește. Copiii nu învață deloc. Nu sunt bine organizați în clase. Este o problemă mare. Eu am mai deschis subiectul ăsta și altă pentru în octombrie, noi dacă mi-am aminte. Încercați să rezolvați problema asta, doamne. Chemați la altă doamnă, pe doamnă de care trebuie să schimbați directorul la școală, să vină și atunci să ne spună câteva probleme. Noi avem un cadru dat aici, între noi, care își dă ce se întâmplă. Deci nu e suficient doar să plătim copiii. Este foarte important. Banul e cel mai important lucru. Dar ai să vreau să punem ordine în școală, doamne, că nu se poate merge în felul ăsta. Răspund copiii în tot felul. Nu există niciun respect din partea părinților, a copiilor, față de cadre didactice. Și bineînțeles că s-a creat o stare de asta de nemulțumire în care nu se mai știe nimic. Sunt copii care poate avea să învețe, nu poate învețe, pentru că nu este instituția în școală. Încercați să rezolvați problema asta. Știu că școala asta mi-e pretențioasă față de celelalte școli din comună, pentru că de peste tot vin aici la centru. Dar încercăm să educăm un prospirit al bunul simț. Ne lipsește. Este o mare problemă, să știți. Nu știu ce vă spun. Nu știu, cred că ar trebui să fac ceva. Trebuie să încercați, domnul primar, pe urmă, comisia de învățământ, să faci ceva pentru școala de la Livezi. Nu știu ce trebuie făcut. Trebuie să vă implicați, inclusiv cu oricare de ordine, dacă e nevoie. Nu putem să mergeți la școală să ne facem noi medici, așa cum dorim noi, că așa se întâmplă acasă. Încercați să rezolvați problemele, sunt mari probleme, să știți. Deci sunt sigur că subiectul ăsta va mai reveni în Consiliul Local, pentru că trebuie pus o ordine. Asta nu înseamnă că sunt democrație și libertate, facem ceea ce vrem noi. Nu se poate. Există reguli, o disciplină, nu se poate. Doar dacă ați să vadă la mână, poate face la altă compresă, că nici nu mă interesează. Nu poate mă interesează. Dați-le curs, 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 d
într-un fel. Noi facem fond comun, hai să încercăm să rezolvăm problema asta gravă, așa, de acel. Da. Deci, legat de proiectul de hotărâre legat de acordarea burselor, nu? Aici spunem că acordarea burselor vine ca un stimulent pentru a face cu acei copii care nu merg la școală sau nu vor, refuză să continue școala, să-i aducă în mijlocul școlii, în mijlocul învățământului, în mijlocul lucrurilor bune. Deci, bursele de merit sunt, iar cred eu, cele mai importante, aici, pentru că stimulează elevii, îi ridică, îi face să învețe mai mult, să ridice pe punct mai înalt. Iar noi ar trebui să avem grijă de copiii ăștia, pentru că sunt viitorul nostru. Chiar zilele trecute am avut o discuție cu Cantaragiu, are o problemă fetița de gimnastică, sunt copii care ne reprezintă, care pentru noi reprezintă comunitatea, da? Adică cred că faptul de a veni în sprijinul copiilor care merită, care se țin de școală, care sunt, da, dar chestia de a interveni, nu cred că domnul primar are vreo putere de a interveni. Deci aici este Consiliul Școlar care se reunește la parte din Consiliul Școlar. Nu, 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 eu vreau să vă spun ceva, că nu-i vorba de buze, că doar și explodez la un moment dat. Buze de merit. Știți câți copii au promovat a clasa 8-a acum un anul? Poți să-i trebuie să te iese, domnuță. Nu știu. Merită să dăm la cei care muncesc. Dați buze de merit, dar duceați și la calde, dacă cum să fie copii. Mă, dacă nu ați spus, 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 dar probabil că dacă nu încercăm să facem un comun, o să întâmplă treaba asta. Domnul Crăciun, aveți cuvânt. Da, mulțumesc, doamna președinte. Scuze că nu m-am scris din timp, dar mi s-a dat din discuții pe care poate ne-a prindit un pic când e vorba de copiii noștri. Într-adevăr, e lăudabilă inițiativa de a acorda aceste burse, doar că ar trebui să se facă un pic de diferență între bursele de merit și bursele de ajutor social. Iar bursele de ajutor social, aici trebuie să vă corectez un pic, nu se acordă pentru a-i chema la școală. Se acordă celor cu probleme care vin la școală. Dacă îl vin numai pentru bani, nu cred că el vine, când devine banii, s-ar putea să nu mai vină. Care lipsește, îi se taie bursa de ajutor social. Bursa de ajutor social este acolo unde sunt familii cu probleme, cu părinți plecați. Deci, dar ar trebui făcută diferența între bursele de ajutor social și, într-adevăr, bursele de merit. Bursele de merit sunt cele care stimulează pe cei care învață. Adică dacă îi dai 100 de lei și celui care are media 10 și îi dai 100 de lei și celui care ia de ajutor social, dar are, vine de două ori pe lună la școală, nu cred că este ok. Deci aici ar trebui un pic, dacă se poate, să discutăm. Să discutăm și să nu știu, să-i punem ceva în plus, 50 de lei în plus la celui de merit și să rămână bursa. Nu spun că nu este la fel de importantă și cea de ajutor social, dar cel care ia ajutor social, cu siguranță mai intră și alte ajutoare sociale în acea familie. Da? Primesc și ASF-uri și așa mai departe. Trebuie să stimulăm, într-adevăr, ceea ce spunea colegul meu, pe copiii buni și copiii care fac performanță. Că doar așa vom ieși, eu știu, în viitor, din anonimat sau, știu, să sperăm că vom avea un viitor mai bun sau, știu, măcar va avea cine să-i plătească pensiile, dacă... Da? Sunt de acord, așa și chiar va trebui să ținem cont neapărat, pentru că ele vor trebui bugetate în anul 2022, când prinse sume în buget și cu prioritate. Adică nu doar facem acum, aprobăm de dragul să le aprobăm și după aceea să spunem că nu avem bani. Facem cu prioritate, luăm de la salubritate și dăm la burse pentru copii. Deci haideți să vă răspund. Da, așa este, domnul consilier. Astea sunt problemele și eu vă spun că problemele sunt banalide. Adică este o problemă generală, este o problemă generală, nu numai de eu. Este o problemă generală. Este o problemă generală. Primăria nu poate controla profesorul. Adică nici nu are atribuțiuni, nici nu are probleme. Nici pe notele sau mediile care sunt cu copii. Noi primim o situație doar
Și de aici pleacă. Nu noi facem criteriile astea, ei se departajează cu bursele de merit în funcție de mediile care le obțin la un urma rezultat. Vorbim de bursa socială, spunea că ăla primește și social și da. E normal ca un copil cu bursă socială, care își învață, să-și ia și bursa socială mai mult decât atât. Un copil necăjit care se duce și se bate cu ea care au posibilități. Adică hai să mergi și partea. Noi nu suntem o comună slabă. Și nu vreau să spun că cetățenii din comuna Livez sunt suntem necăjiți. Adică nu doar și noi. Nu suntem necăjiți. Asta suntem o comună foarte slabă, dacă nu vă rămâne. Bun. La acest copil a luat examen de clasă 8. Da. Cum a luat bună. Eu... Stimulați-i să învețe copiii, să-și facă program, să vină la timp. Domnul Costi, eu v-am ascultat da, și vă răspund. Și foarte revoltat. Bun. O să facem o discuție, o să facem o discuție. Haideți să luăm așa, nu ți-o bază, nici nu-ți drept. Nici nu-ți bază. O să spun doar din dorință de a înțelege. Eu am înțeles și înțeleg mai mult decât dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră treceți pe drum, era fără ședință la școală. Și uite, aici avem profesori care fac parte din consiliu, da? Să nu credeți că nu mă implic, dar în limita posibilității și în limita atribuțiilor care le avem. Nu pot să trec niște iași și să mă duc acum să fug din profesor. Nici nu putem să facem, să spunem că ăla e de la Bacău sau ăla, n-ai voie să faci așa ceva. Este liber, avem dreptul să muncim și am și poate învață pe la dască, pe nu știu unii, să ne trimit acasă. Că ați venit cu un referent de noastră când vin de la Bacău. Nu poate să ați să-i simulăm? Nu noi angajăm. Deci, ascultați-mi. Primăria nu plătește cadrul de dat, adică iau sursa din venitul și salariile primesc de la inspectoratul școlar în speță de Ministerul Educației. Până acum se plăteau, erau plătiți din cadrul primăriei până acum, nu știu câți ani, 2010, 2000, nu știu. Așa? Dar acum sunt separat. Nu noi angajăm, nu noi îi dăm afară, ei merg. Noi doar avem școli în primire. Noi trebuie să ne ocupăm. Iar prin discuțiile corecte față de ceea ce se întâmplă cu copiii, cu mediul de acasă, cu mediul din familie, acolo sunt probleme sociale, care intră automat și primărie. Dar la chestiile de educație nu pot să spun să le ocupă de la școală sau să-i spun eu la un profesor ce să predea. Asta e depășit. Și noi nu pot să-i fac. Chiar noi să-i facem o evaluare cu un profesor, nu avem cum să-i facem o evaluare. Au comisiile lor, evaluează cei care sunt îndreptățiți, dar, într-adevăr, sunt probleme. Și iar am venit și vă spun că nu mă analizez. Adică, dacă am greșit cu ceva, eu vă spun. Peste tot sunt problemele astea. Încercăm fiecare la locul lui de muncă sau în comuna lui să facă cât mai inclusiv consiliere local. Dacă vreți, uitați să avem o discuție cu domnul director, cu sindicatul și facem o temă separat. Noi putem să-i cere să ne dea exact situațiile. Adică sunt lucruri că nu pot. Ce mă duc să-i spun acum domnul director, predă matematica, iau un invers sau nu știu ce. Da, disciplina o putem face. Este foarte bine ce a spus, dar nu trebuie să ne invităm, nu trebuie să ne vedem, să găsim soluții. Uite, facem o ședință și la un punct divers. La o ședință o stabilim, facem punctul divers. Chem pe director, chem sindicatul, chem profesorii, chem părinții. Adică așa se fac lucrurile, așa le văd eu. Dacă vreau să vedeți, am făcut. Nu, așa că le-ai făcut, domnul Dumnezeu. Chiar vă rog frumos, chiar că voi, chiar așa am făcut propunere. Încercăm să aducem cadre de dată și spre examenul școlii. Uite, stabilim o ședință. Care sunt problemele școlii? Să ne prezinte situația, eu îi solicit. Scris, să ne aducă. Ce trebuie să veniți? Domnul consilier, după ședință veniți și îmi spuneți ce vreți să vedeți. Eu îi trebuie să vreau să spun. Deci legat de bursele școlare, ca să știm cu toții să nu vorbim pe din afară, acestea se dau în cadrul unor articole din ordinea aprobată din Ministerul Educației. Nu le dă primăria că vrea primăria, dacă vrea primăria să ascultați-mă un pic, dacă vreți să vorbesc, dacă nu mai vorbesc, eu vreau să vă informez care e cadrul legal. Burse de performanță, de merit, de ajutor social și de studiu. Bursele de merit se pot da împreună cu bursele de studiu. La bursele de merit avem un prag de 8,50 media generală care se ia pe semestrul 2 anul trecut și neapărat 10 la purtare.
la bursele de studiu, medie generală 7,50 și neapărat vinde 10 la purtare. La partea de social, ne duce pe mai multe articole, avem acolo boli, orfani și venituri scăzute. Aceste dosare nu se aprobă decât în baza unor sume, pe cap de familie. Nu se întrunesc condițiile, nu se dau bursele. Ceea ce avem astăzi pe masă este un număr estimativ de burse, din ceea ce știu eu. Da? Nu fac parte din comisia de burse, dar m-am apucat el la verificat dosare și sunt o grămadă. Și am și eu ca dirigent o grămadă de dosare. Legat de ce, spuneți dumneavoastră de situația care se petrece la Livezi, personal vă zic doar așa, din direcția mea. Atât. Nu sunt în măsură să vorbesc cu numele al primar. Da, nu sunt mulțumit, dar nu este vorba de directorul școlii. Da? Nu. Ca să vă răspund. Dar având în vedere că și eu fac parte din școala de vezi, iau aminte la tot ce spuneți dumneavoastră și mai includ și eu în ceea ce se petrece acolo. Dacă să nu ne dezicem, sunt acolo și așa mai departe. Toate că și eu am fost atât, dar nu mai contează. De acord cu viața. Recent am fost la la protestele de la București, pentru că sunt întâmplătoși de sindicat, numite colegi, ne dorim să fiu de sindicat, dar am zis, haide, dacă toți au dorit, bun. Legat de stimulentul pentru profesori, da? Că a spus că un fel de bursă. Eu personal, pentru munca care o fac, sunt mulțumit cu ceea ce primesc la Ministerul Educației și nu am nevoie de o bursă aprobată de Consiliul Local. Da? Am înțeles. Consider că pentru ramura mea, să zic, banii sunt suficienți, în afară de situația în care trebuie să recuperăm 16% acele măriri prin legea 153, care s-au aprobat. Și o să vedeți că aceste măriri, noi de fapt țipăm după niște măriri care au fost aprobate în lege, este o lege în vigoare, nu se aplică la toți bugetarii. Nu am vrut salarii de că le-am pus în comparație cu alte ramuri din domeniul public, da? Legat de situația de la Livezi, nu suntem în măsură să chemăm director, noi Consiliul Local, să facem tebaturi pe aici. Nu. Domnul primar, da, facultativ, are dreptul să ceară un raport de activitate al directorului și al profesorului, da? Și a situației de școală. Dar această situație se poate nu neapărat rezolva. Se poate mobiliza în școală. Da, este. Țineți minte că nu putem duce. Țineți minte că nu putem duce politicul în școală. Nu e mai politică, nu. Da? Deci să nu vorbim, să nu răstim cuvântul politic în școală, că e o situație foarte gravă. Toate că suntem doi consilieri în Consiliul de Administrație. Recent domnul primar a fost ieri la... Ieri sau miercuri, nu? Miercuri, la Consiliul de Administrație. Eu, ca lider sindical, fac doar că nu votez, sunt doar observator. Da, sunt anumite derapaje, domnul Costea, la școală, gimnazială, domnul Liveț, PG, pe satul Liveț. Și cred că la, din semestrul 2 acestea vor fi colectate. Vă garantez că vor fi colectate. Legat de performanța școlară, da. Nu este de anul acesta. Situația cu, chiar și cu abandonul școlar, chiar cu puțini copii care participă la evaluarea națională. Pot să vă spun că și cadrul didactic, este și doamna învățătoare aici, o să vedem de fapt de unde pleacă toată situația. Toate situații pleacă de la insuficiența financiară din familie. Una la mână. A doua la mână. Educația din sânul familiei. Doar că uneori, această educație, lipsa asta de educație nu este din rea voință. Este din lipsa de preocupare, pentru că o parte din părinți pleacă să lucreze, da? Copiii vin la școală, și când ajung la școală, nu mai găsesc pe nimeni în casă. Avem o grămadă de cazuri și copiii n-au nicio vină, să știți. Deci n-au nicio vină. Mediul familial este foarte precar, dureros pentru noi. Unii deja au plecat cu obiceiurile astea, cursul cu capra, deja au plecat să facă bani. Noi suntem obligați să umplim catalogele electronice cu absenți. Când vom avea controle, nu Consiliul Local și domnul primar e tras la ureche. După aia, bursele acestea sociale. Semestrial, dosarul este reevaluat. Și orice tip de bursă este reevaluat. Noi doar trebuie să aprobăm un număr de burse estimativ pentru situația preleselor actuală. Aceste sume sunt din dosar. 168. Așa.
Aici am de la doamna Victoria cele trei articole, ca asta și căutam pe telefon. Dar aveam un răspuns. Asta. Domnul primar este obligat să le aprobe estimativ. Cam asta e situația. Deci domnul care trebuie să aducă pe asentiment, deci un domnul care are o copil la școală, domnul, ca să nu punem problema aceea. Dacă nu, dacă nu se spunea de interes, deci, dacă oamenii au spus, dar eu nu vă contrazic cu absolut nimic. Am luat aminte la acest lucru. Domnul președinte, numai un pic, dați voi pentru colegul. Și să clarificăm și pentru noi, pentru că suntem colegii noi din Consiliul Local, care poate nu suntem familiarizați cu... Domnul primar a spus că profesorii, că școala nu are treabă cu bugetul primar, nu mai asigurăm. Domnul nostru nu are treabă cu bugetul. Noi doar deci, inclusiv salariile lor trec prin bugetul nostru și trec prin Consiliul Local. Iar Consiliul Local... Ba da, nu. Ba da, domnule, ba da, domnule. Noi aprobăm rețeaua școlară, iau prin hotărârile Consiliului. Rețeaua școlară, rețeaua școlară, buget și pentru finanțare de bază. La propunerea de care... Finanțare de bază, nu vin de salarii. Nu vin de salarii, salarii vin de regulă, este prin SJ. Da, domnule, dar sumele o să vedeți la bugetul. Trebuie Consiliul Local, iar noi le repartizăm la rândul unui nostru, în contabil, și noi, prin votul de Consiliul, nu facem teorie, tocmai asta. Consiliul Local, și nu numai domnul primar, Consiliul Local, domnul primar, școala, trebuie să facem front comun să rezolvăm problemele astea. Nu putem să lăsăm nici școala singură de cap și nici primarul. Nici eu ca primar n-am putut să rezolv singur anumite probleme cu școala și nici de aici încolo. Noi toți, pentru că facem parte din comunitate și trebuie să gândim pozitiv, să venim cu hotărâri, să venim cu lucruri concrete pentru a rezolva aceste probleme. Asta vreau să completez. Nu altceva, nu intrăm în teorie, că da, aveam teoria, aveam mai. Iniția de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisie de specialitate numărul 1, aviz favorabil.
Numărul 2, numărul 3. Cine dorește să ia cuvântul? Toți! Eu unul! Deci domnul Surungiu, domnul Crăciun, domnul Costea? Da. Ok. Pentru că mai ați dat și dacă voi scoateați și zmeți. Nu, nu mai dau voie la mine. Dar cum ați dat și la cum i-am dat? Cum ați făcut treaba asta? Nu mai dau voie la mine. Cine știa? Dar cum ați făcut treaba asta? Domnul primar, dă-mi voie la răspunde. Haideți! Dar nu trebuie să răspund. Domnul primar, dă-mi voie la răspunde. Haideți! Dar nu trebuie să răspund. Domnul primar, dă-mi voie la răspunde. Haideți! Dar nu trebuie să răspund. Domnul primar, dă-mi voie la în legătură cu curțile. Am vrea să știm și cum e. Păi dar nu trec direct acum la... Cei ce are peste 50 de ani. Păi dar nu te deau. Asta ce vorbesc acum? Curse. Curse. Dar nu o sumă de bani. Diplomă cu sumă de bani, doamnă. Doamna mare președinte. Vă rog. Doamna care știe. Nu dăm o bursă? Nu dăm acolo niciun bani? Nu dăm un bani? Ia spune, ce bani dăm? E ce problemă la asta, doamnă? Care au îndeplinesc această condiție. 50 de ani de căsătorie
alții n-au ajuns să, să trăiască. Da? Și să fie și în viață. Și să fie și în viață. Bun. Funcție de câte persoane sunt, n-am făcut o evaluare, pentru că dacă astăzi fac o evaluare, spuneam că sunt 50 de familii, adică ca să înțeleg. Astăzi avem 50 de familii, măi s-ar putea să avem 25. Sau s-ar putea să avem 75, pentru că vine aia de mulți. În momentul, da, ca să înțeleg. Sursa de finanțare va fi prins în momentul când a făcut bugetul și o aprobăm în buget și de acolo vor începe să facem. Ce ce v-am întrebat, așa și mi-ați răspuns. Asta v-am întrebat. Deci să știm că, da? Dacă avem bani, bugetul... Deci, da, este, este trecut. Este vorba de 1000 de lei. Am văzut banii. Dar câte persoane să știți? Nu, v-am răspuns. În momentul de față n-am făcut capul, pentru că până avem sumele să schimbă... Și ce rost avea ce? Când am văzut, întâmplăm la buget, că altă făceam bugetul, părțeam și am cei persoane. Baza hotărârii de astăzi, eu îmi prind în buget. Dar când trebuie să faci, pe asta m-am întrebat, ce sumă prind în buget? Am proiectul, doamna Osorțiu, hai să facem teorie. Avem proiecte, este aprobat de Consiliul Local pentru așa ceva, în momentul când trebuie buget, trebuie să facem capul. Așa am întrebat și eu, faci și mai răspuns. Dacă nu trebuie nici de răspuns. Vă, sunteți mulțumit de răspuns? Da, dar am întrebat ce mi-a răspuns. Bun. Aveți cuvântul, domnul Ionic. Da, să și vreau să fim coeți, să ne respectăm. Președintele, președintele de ședință este suveran. Fiecare care se deși, o vină rândul sau o să vă vină rândul, când ești președinte de ședință, tu hotărăști. Dacă vrea să-ți dea cuvântul, să-mi dă, și să dea Dumnezeu să fie, să ajungem, să vedem cât mai multe familii care împlinesc 50 de ani. Dar haideți să o facem
frumos așezat, transparent pentru toată lumea. Era frumos ca acest proiect de hotărâre, într-adevăr, este un proiect. Acolo vor fi și alte cheltuieli, nu numai cei 1000 de lei pentru care dați. Vor fi organizarea evenimentului. Unde introduceți noastră organizarea acestui eveniment? De la ce capitol vor fi asigurați bani? Nu cumva de la capitolul cultură, unde puneam de fiecare dată sume pentru ziua Bradului. Probabil în cadrul acelei sărbători se va organiza și acest eveniment. De asta, frumos, da. Așa e frumos. Acolo, cu siguranță, fiecare an. Și foarte bine, decât să aruncăm jos pun ca să poate să supără preoții femenii. Decât atâția bani numai în anumite direcții, foarte bine să duc o sumă de bani și pentru sprijinirea sau, eu știu, încurajarea acestor cetățeni. Că, până la urmă, le dai o gură de oxigen și lor, că cu banii aia, sigur, nu știu, își cumpără medicamente sau nu știu ce. Dar e o chestiune frumoasă. Dar mai multă transparență și nu o la viteză, că se dă senzația că se face numai forțat, numai în spirit electoral sau... Dar sunt că... Vorba domnului consilier, nu, mai sunt 3 ani până la alege, nu facem acum campanie electorală. Păi și trebuia să stau ultima... Nu, nu trebuia să stau. Dar făcute, cum bine spunea și colegul meu, în momentul în care făceam cu bugetul, vineam și cu un proiect bun. Uite, poate mai venim și noi cu suplimentări, dar nu vă gătesc. Așa, facem acum, să acasă, nu avem bani. Adică, vreți să colaborați cu noi? Să vedeți, să avem bani, să punem... Dar mă pun în urmă! Sunt 100 de familii, trebuie să nu sunt. Dar și-ați învățat dimineața. Înseamnă un efort financiar, nu să avem bani. De unde luăm bani? Adică toate făcute... Nu știu ce bugem. Da. Domnul consilier, te da. Să spun și eu ceva. Pe etas am intervenit la dumneavoastră. Uite, de exemplu, în contextul actual, am primit o hârtie de la București. De la Direcția pentru Administrarea Bazelor de Date și Actele de Stare Civilă, este inițiat un proiect național privind de informatizarea activității de stare civilă. Deja au început și au venit cineva de la STS și au montat un dispozitiv la mine în birou pentru garanția acestei activități. Ultima surpriză care mi-a primis-o este că, din cauza lipsurilor și a inexistenței sistemelor electronice și a chipurilor în lume, acea firmă care a câștigat licitația pur și simplu a renunțat să mai distribuie documentații la fiecare primărie pentru informatizarea activității de stare civilă. Ne-au comunicat acum în luna decembrie. Mă iertați că am intervenit. Dar vreau să vă spun lucrul ăsta. Ca noi să cerem și să prindem în bugetul local și eu vreau să-i aduc aminte domnului primar, inclusiv această prognoză și prevedere. Că să, deci, ce mi-i spuneți, domnul secretar? Bugetul local, Eu nu fac mă adesez de dumneavoastră că domnul primar știe. Dumneavoastră mi-ați dat unui prieten meu,
Dacă ați mai dat câteva nume, v-ați face dușmani în sat, știți? Pentru că dumneavoastră se evită să dăm nume, pentru că vă dați seama că apar discuții. Așa. Dar nu asta este problema. Asta este o problemă care nu are nimic comun cu interesele și cu problemele societății, a comunității noastre. Pentru că avem bani de primar. Dați domnule așa să-și cumpere cadre de arce proiectoare. Să-și cumpere tarii de alea pe care să-ți urmai fără secreta. Asta este problema noastră. Banii ăștia care aveți, duceți-vă la două școli și cumpărați două proiectoare și două tablete electronice. Aia v-aș vorbi în fiecare zi. Bravo, domnule! Asta sunt treburile care venim de mari de marge pe noi în comun aici. Nu! Domnul Consiliu. Ascultă! Sunt păcărele să spun eu. Știu sigur că au venit la dumneavoastră ca didactici care v-au cerut bani. Dacă se poate prin Consiliul Local să mai cumpărăm și un proiector. Și nu știu cu care v-a fost răspunsul, că nu a fost de față acolo. Dar astea sunt problemele noastre. Haideți să încercăm să vedem lucrurile altfel, nu numai pe protecție socială și pe doamne nivelul frumos mă rămânesc. Așa, astea sunt problemele noastre, să știți. Ce bani? Nu, da, poteți? Nu, eu vreau să vă spun. Deci nu spun. N-am nimic cu mine, domnul primar, să nu, eu te vorbesc, eu vorbesc cu primarul Lucușor Nichiu. Deci, eu, pentru mine este un semnal de alarmă ceea ce se pune, eu cred eu în mintea mea, e adevărat, dacă e bine sau nu, știu, oamenii să vadă dacă e adevărat sau nu. Vreau să se pun probleme, deci, eu spun cu atâta îngrijire și cu atâta suferință, pentru că știu că sunt probleme altele, mult mai importante decât ce se vorbește aici. Avem bani, hai să facem treabă cu bani, să-i mulțumim pe toți. Spunea domnul primar, fost primar la Crăciun, că mai ales în bisericile. Vreau să vă spun că în satul Poiana oamenii nu mai merg în biserică. La slujbă, că e foarte fric, se duc, au soviți undeva în casa de praznicar și merg să-și facă preotul slujbă. Duceți-vă, doamne, cu 100 milioane. Asta este problema care tot bătrânește, adică cu vârstele care merg la biserică. Să încercăm să facem acolo o centrală, ceva ca să... Doamna președinte, vă rog frumos! Vă susțin și vă fac reclamă. Mergeți cu bani și rezolvăm problemele satului Poiana. Deci până la urmă. Domnul Crăciun îți dă la biserică, îți dă la biserică. Eu da. Asta e cu totul de... Ei, asta e cu totul de... Este o problemă. Domnul Crăciun. Este o problemă. Sunt atâtea probleme. Am zis să nu sunt de astea. Am spus că decât să se ducă numai acolo, în anumite direcții. Că s-au dat în fiecare. Și eu am dat, ți-ați dat și dumneavoastră și o să le dați în continuare. Dar ce e problemă? Dar să vedem unde sunt. Oamenii au dreptate. Și asta e la ce dăm. Sunt și alte probleme. Din omul nostru ne-am vrede să nu am văzut. Da, e bun. Sincer să fim avem bani. Discuțiile sunt constructive, dar se vorbim pe rând, doar asta am vrut să spun. Adică dacă vorbim cu peste alții, nu ne înțelegem, nu. Și la care am vrut, vă dați seama ce este politică constructivă, cu atâta... Este foarte corect, da, așa, așa, exact. Oricum ei apreciază pentru fiecare care ia cuvântul și înțeleg. Dar trebuie să-și lasă să vorbim cu toți și când vrea ea și nu vrea ea. Trebuie să vină prima vorbim și civilizat. Cine este? Cine este? Se cântată lumea, da? Eu am
Am înțeles, 10 voturi pentru și 5 și 6 abțineri și 5 abțineri. Nu e așa, 10 voturi și 6 abțineri. Dar n-ați învățat câți? 9 cu 6, poți să... 9 cu 10. 9 cu 10. Dar comentăm și vă vreți să vedem de acord cu? Da. Bine. Proiectul număr 4 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Liviu, Județul Bacău, domnul Neica Eusebiu, pe anul 2021, inițiat de primar și ales din partea tuturor comisiilor de specialitate. Simona, Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Cine dorește să ia cuvântul? Poate doamna de ce primar, nu știu ce e frama în zidul asta. Putința? Da, e ce vă prindă, nu se nesu. Totul fac parte din comisie și domnul Alin Talabat. Dacă mai ai să mă rog, să spune. Da, are voce. Da, domnule, să ia cuvântul. Ce vrei să fac dar așa? Spune cineva. Cineva? 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 Deci propunere sunt Bejenaru Nela Vasilica și Talaban Alie. Cine este pentru, vă rog frumos? Înainte de domnul... Da, secretar, o să spun. Dar nu votăm așa, de ce sunt sânăr. Despre ce vorbim acolo, dacă e ce primar. Deci nu ce se evaluăm. Acum, dar nu evaluăm. Nu, nu am plăcat. Spune, este o comisie, conform lei. Da. Se stabilește o comisie formată din primarul comunii, da, doi consilieri locali, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Liviu. Așa, bun. Asta se întrunește comisia și analizează activitatea mea și voi fi evaluat pentru activitatea asta. Doi consilieri și primarul. Când alegem o comisie, vreau să desemnați persoane pentru discut așa, sau facem așa doar de dragul de a face o comisie? Vă întreb așa, la de ce? Consilierii sunt... Eu sunt autorizat să vă fac anumite comisii, să vă pun dumneavoastră într-o situație de dumneavoastră să sunt și de consilier local. Domnul consilier, domnul administrativ spune acest lucru. Dar domnul administrativ, că e vorba de persoane, nu era vot secret? Care? Nu e vot secret? E vorba de persoane, să vă pun niște persoane. Este o comisie care se stabilește prin dispoziții de primar ulterior. Dumneavoastră doar desemnați acolo. Dragă domnule, e vorba de Consiliul Local. Dar nu se votează aici. Domnul primar vă dă dispoziții pentru personalul din primărie. Și ce mai departe? Este un articol în codul administrativ în care spune felul următor. Dumneavoastră nu votați, ci doar desemnați doi consilieri locali care vor face parte din comisia pe care vă stabili domnul primar prin dispoziții de primar. Bun, vreți să vă aduc codul administrativ unde scrie lucrul acesta? Nu, nu am văzut. Ce noi? Da. Da, mă, duci cu voi. Da, domnul primar. Domnul primar, aici este loc. Primarul intră de pe linie. Codul administrativ spune așa. Primarul și doi consilieri. Doi consilieri care sunt desemnați, nu votați, se hotărăște în Consiliul Local. Lucrul e simplu. Adică dacă ne dăm așa, spune. Nu supunem la urmă. Da, suntem doar în zimul de asta. Da, suntem doar în zimul de asta. Conform noului cod administrativ, pentru că codul administrativ și nou cod administrativ care s-a schimbat. Din recent, un an, doi. 2009. Așa ne cere. Până acum de asta și că dacă m-a întrebat domnul Crăciun, i-am oprit în perioada lui, nu se făcea chiar la asta. Acum, de asemenea, spuneți că și inclusiv personalul este evaluat de dumneavoastră. Bun, personalul primării este evaluat de către primar, secretarul are un registru, secretarul nu mai cheamă secretar, se cheamă secretar general, un nou cod administrativ, da? Secretar general, da? Al secretar general, da? Evaluările se fac pentru domnul secretar sau pentru postul, pentru secretarul UAT-ului respectiv, se face conform noului cod administrativ, în care primarul intră din ei, se propune postul local de consiliu, care sunt legal în baza codului administrativ. Codurile sunt de mai multe feluri, din procedură penală, fiscală, administrativă, care trebuie să scrie. Ca să înțeleg că raportul ăsta de evaluare e tot ce a fost scris al postului, nu? Sau activitatea. Parțial, da, parțial. Activitatea. Ca să comisia de disciplină pentru personalul din cadrul primăriei să face în cadrul instituției, în cadrul primăriei, iar comisia de disciplină, dacă domnul secretar are o problemă,
povestea disciplinării este la prefectură. Da. Este? Ca să știți, nu știu lucrurile, da? Nu putem să facem noi în comisia internă să băgăm prin secretarul general să-i facem noi doar la prefectură. Aici n-am înțeles, da? Domnul Ghintă, toată lumea, să punem la vot. Cele două propuneri, regionalul de la Vaslica și Calaban Mare. Da. Da? Mulțumim frumos. Cu ce spunem votul pentru sau acum? Proiectul numărul 5 pe ordine de zi este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunului Județul Bacău pe anul 2021, inițiat de primar și aveți în partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1, favorabil, numărul 2, favorabil, numărul 3, favorabil. Cine dorește să ia cuvântul? Sau... Care de buget? Da, este vorba de rectificare de buget, în plus, iar la domnul Proștiță, rectificare de buget sunt două feluri. Plus sau în plus. Pleacă sau vine. La mâințul. Este un lucru care ne bucură pe toți, cred că și dumneavoastră. Am primit 220 de mii de lei. 2.200.000 Așa. Dacă vrem să-i primim, îi primim, dacă vrem să-i trimitim, îi trimitim. Nu vreți. S-a întâmplat, dacă a fost la o primărie în care nu a acceptat primul. Nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Nu s-a întâmplat. Da. Cine dorea să ia? Eu m-am atât. Da. Domnul Costea. Doamna președinte, eu îi propun domnului primar, pentru că e vorba de electricitate, tot de vin bani. Să direcționăm 500 de milioane de bani ăștia. Către, și poate să știu prin proiectul așa. Da. Păi nu cred că treaba asta, dacă e vorba așa. Că cum nu cum plătim, nu mai se vor mai întâmpla. Domnul primar. Domnul primar, nu propun. Okay. Asta e propunerea mea. Nu să-și cumpere copii, să cumpărăm la școală. Să cumpărăm la școală. Să cumpărăm la școală. Să cumpărăm la școală. Veniți cu o propunere. Am venit cu propunerea mea. Din mare este că tot să se spună. Bine argumentat. Deci am propunerea. Deci o propunere bine argumentată. Și îl punem când facem bugetul, prin de la capitolul și venim. Da. Deci propun ca la capitolul ăsta 50.000 de lei din bani. Deci să duc către un învățământ pentru școli, pentru proiectoare și tablele de selecție. S-a înțeles. Bun. Domnul Frăciu. Da. Domnul primar. Alte acțiuni economice. La ce alte acțiuni? Dacă puteți să ne explicați. Dar la ce vă referiți? Alte acțiuni economice. Deci acolo sunt și votați. Este pentru cadouri la copii. Așa, să spuneți că e din partea și din partea consiliului. Că poate n-am văzut. Pentru că primăria Liviez are un site și s-a mulțumit consiliul local. Dacă vreți să vedeți, s-a urmărit site-ul. Eu nu știu de site-ul. Da, dar s-a spus lucrurile astea. Să știți că, să știți că, de fiecare dată când am fost în școală, Consiliul Local a fost, l-am purtat și l-am vorbit. Deci, mulțumim, Consiliul Local prima dată nu vine. Pentru că, iar vă revin, Consiliul... Păi, puteați să mergi în viață când am fost în școală. Da. La alimentare proapă. Domnul consilier, haideți să vă spun. Dați-mi voi să termin până la toată. Deci, haideți să... Păi nu, nu, nu. Dacă ne întoarcem înapoi la alimentarea cu apă, care am vorbit-o, deci dați-mi voie să... Avem și probleme care sunt, s-ar putea să vedem sărbători și nu avem apă. La Poiana nici acum s-a rezolvat problema, dar a venit cu geaba în șanță. Ca un pânză, acolo scoate ca la Iași, o dăm drum și pânză acolo, o scoate și drum. La Prăjoane iar avem o avarie, stă de bătă omul în marginea străzii curte acolo, până în biserică este așa, văd că aia nu e rezolvat. Nu știu dacă cu 10.000 de lei ați gândit să rezolvați problemele astea, trecând peste faptul că, nu știu dacă ați luat în calcul să plătiți facturile de stat, la cel care plătește curentul pentru valoarea. Să plătim cu facturile la curentul, nu? Da? Noi plătim, tocmai de asta, banii așa care nu plătim facturile. Vreau să vă facturile la curent și îi plătesc, că tot ce am facturile, plătesc, nu să nu plătesc. Da. Dar nu la persoane fizice, repet. Și revenim, cu aceste sume, suma asta destul de consistentă, 220.000 de lei, la salubritate. 1.200.000, ca să înțeleagă toți să amestețată, domnul profesor. Încasați la toată lumea. Și nu mai punem bani, pentru că 120.000 de lei puteam să luăm și table școlare, și să stimulăm și învățământul, și să facem mai multe lucruri, pentru că să plătim pentru cei care
Dar nu plătesc. Dar nu plătesc. Da, în rest. O să urmăresc acum o să cer de compartimente să dea exact cum sunt casat în 2016. Deci dacă sunt casat de cer de tot la societare, o să mergem și noi. Adică chiar, asta nu o așteptam la asta, că știți cum sunt casat. Dar dacă vreți să o jonglăm, să o dăm politic, sunt casat. Dumneavoastră vorbiți, nu vorbiți ca orice consilier. Dumneavoastră ați îndeplinit funcția asta și a stat aici. Da, o să faci dumneavoastră cereri și o să puteți să vă spun că mai greu, că oamenii nici nu înțelegeau ce. Atunci era mult mai greu acum, vă spun eu, ca atunci. Trăim timpul mult mai greu. Normal, trebuie să ne plângem cu mine. Dar, eu nu m-am plâns, dacă nu ai asta. Nu, domnul, dar să trebuie să discuiesc, nu trebuie să vă uitați înapoi. De punctul 5, mai are cineva ceva de adăugat aici? Am terminat cumva? Păi nu, dar văd că sunt de la apă, de sunt de altceva. Să știți exact pe tema trasată de autoritatea locală, pe legi dinainte. Hai, așa și să... Nu, n-am terminat. Vreau să mai adaug cumva. Acum, mă consigur să mai lucrăm în biserică. Cum ne-a dat ceva? Trecând peste toate lucrurile astea, este laudabil că s-au primit sume, și trebuie să fim recunoscători celor care se gândesc la autoritățile locale mai ajutorului, așa cum suntem și noi privesc. Acum, trecând peste toate răutățile noastre sau sunt discuțiile, care poate să ne găsim prostituții, trebuie să ne supărăm în Consiliul Local. Este un guvern de alianță, așa cum trebuie, nu, urma nu vedeți că... Dar nu arăți dumneavoastră rău. Am văzut, de asta. Și eu sper că o să reușim în anul, că o să trecem peste toate răutățile care ne-au îmbrăjbit în ultimii ani și să încercăm și noi, cei de aici din Consiliul Local, de toate culorile politice, să facem cont comun și să... Avem gânduri mari, dar eu cred că trebuie să punem osul la treabă cu toți și să fim mai băgați, înseamnă mai mult băgați, înseamnă așa, și să ținem cont și de părerile pro și contra, chiar dacă suntem împreună la guvernare, în Consiliul Local, cu siguranță vor mai fi discuții contradictorii, pentru că problemele noastre sunt altele, dar cu toate astea trebuie să le luăm ca atare și să mergem înainte, pentru că comunitatea are nevoie de noi. Și să arătăm cu adevărat că putem să facem treabă și să-i ajutăm. Trec și peste răutatea cu domnul consilier Bufioc de a merge prin controle cu la cetățeni. Cred că ar trebui să dăm în ajunul Crăciunului și ar trebui să fim mai buni, să ne gândim să ne purificăm sufletul, dacă putem să o spunem așa. Iar sărbătorile care urmează să fie de bun augur și să pășim cu pași încrezători pentru anul care vine. Poate dă Dumnezeu să scăpăm și de nenorocita asta, de pandemie, pentru că multe lucruri au fost încurcate de această problemă. Iar cetățenilor comunei, eu, în numele grupului pe care le reprezint, îmi cer iertare dacă am greșit în anul ce a trecut, și le urez tuturor la mulți ani, multă sănătate și un an nou fericit. Tuturor colaboratorilor, colegilor, Consiliul Local, dumneavoastră, domnule primar, doamnă viceprimar și aparatului de specialitate a primăriei. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Domnul Bușor, voia să spuneți ceva, vă mulțumesc până astăzi. Da, cu bune curele, noi, consilierii Comunei Liveți, ne-am încheiat activitatea pe anul, ca în ședințe, pe anul 2020. Haideți să supunem la vot ultimul proiect. Dar nu are rost. Hai, spui acasă. Păi, dar nu, dar avem niște cuvinte care... Dar nu și-au rost. Aici ne
și pentru banii care am primit. Eu, banii sunt foarte bineveniți. Eu aveam de altă părere să mai primim și alți bani, vă spun din capul Consiliului Local. Avem o problemă, avem și pandemie, avem multe lucruri. Am votat în Consiliul Local regulamentul prin care trebuia să avem un dispozitiv pentru a putea vota și online și nu am făcut-o la ora actuală. Deci, vă spun, în cazul meu am fost, trebuie să stau în izolare și n-am putut să particip la o ședință. Deci nu e normal. Treaba asta, atâta timp când noi, când am votat în Consiliul Local regulament, am prins și această problemă. Am votat. Domnul, am votat, dar ați prins regulamentul, nu contează ce am votat. În regulament scrie așa ceva? Domnul secretar, scrie în regulament așa ceva? Da, scrie. Bine, asta am vrut să spun eu. Era normal. Procedură specială. Da, era normal ca de un an de zile să avem și așa ceva? Deci tot vorbim de pandemie și vorbim de tot, dar nu ne facem treaba. Deci eu... Eu asta am spus, din banii ăștia, nu cumva, din banii ăștia puteam să dăm mă lucrăm ceva. Cât ar trebui costa dispozitivul ăla, tot echipamentul ăla, cât ar fi putut costa, să vedem și ce. Asta am spus. Dar nu ca am gândit foarte din ședința aia, că am zicat să trebuie și vreau să votez domnul Busuiu, că era în nu, 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 am spus și avendamente care nu m-ați ascultat, eu vă spun ce deci, am spus, e normal dacă e spitalea să nu fie acceptat aia, e normal să fie cu o problemă, adică nu-și face favorul pe cineva în nume. Eu v-am spus din ce țin minte. Am spus că cineva nu știu și că n-ați votat. Vă spun, dar n-am votat cum am și spus. Și eu pot să vă cumpăr echipamente dacă voi n-ați votat. Domnul primar, ca să vă spun, de câte mi-am uitat o dată ce a votat Consiliul Local să conformă și majoritatea ne conformă. Deci dacă atunci eu mă conform în aceeași treabă. Deci atunci ce faci, dacă n-am votat, nu mai facem, nu mai primim un final de reiste? Deci a fost o cuvânt foarte grav. Face grav ce faci. Eu v-am spus din ce? Domnul, este părerea mea și nu asum ceea ce am făcut. Nu vă interesează de ce am votat eu. Sunteți primar, doar duceți la deprimire cu Consiliul Local. Este o hotărâre de Consiliul Local care este dat atunci. Este simplu, nu? Dar spune situații de urgență. Când era, avem situații de urgență, da. Situații de alege. Am spus, am spus, dar nu am venit. Nu avem echipament. Nu. Deci la votare, dacă se întâmplă... Nu, da, situații de alege, situații de urgență, nu sunt adică lași să fii în urgență. Domnul, 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 să mă mai spun o dată, vă intrați pe tată și atunci în urmă ce vreau să vă profesă. Deci pe mine mi-ați acuzat că faceți același lucru. Eu am spus, este votat, în orice situație, suntem consilieri aleși, este posibil odată să nu facem majoritatea, că nu s-a făcut forul. Știți foarte bine că am avut atâtea extraordinare, nu? Vă las vorbim. Știți foarte bine că am fost și am trebuit să venim să facem cumva o majoritate să poată trebui proiectele, că erau necesare, nu? Aveam aceeași probleme, putem să fim ceva care ne motivam, că era de data știința de care s-a pus chiar înainte pe zi și nu putem veni. Suntem toți lucrăm, avem servicii, nu stăm chiar în primărie. Chiar cu visul și domnul Busiochi, sanitarul, nu vreau să vină de azi pe mâine. Atunci se dă ocazia că putea vota și online. În cazul în care se excepte când o problemă de îndată. Sau extraordinară. Asta nu s-a spus. Ne-ar ajuta banii, nu știu cât ar costa, să primim și un echipament de așa ceva. Atât am spus. Este pe tot pentru cetățenii comuni. Sunt probleme care trebuie rezolvate foarte rapid. Și atunci se vină la lucru, suntem plecați. Nu putem sta chiar în casă, închiși, în chemi, au luat mâinile la ședință. Cum o facem de un an de zi. Nu-i normal, frate. Asta am spus, e părerea mea. Faceți ce cu banii, cum aveți majoritate și duceți un evrei. E promesă de nici da. Să punem la vot acest proiect. Nu, vreau să iau cuvântul și domnul. Am lăsat să vorbească domnul Surugiu. Dăm cuvântul domnului primar. În primul rând, ar vrea să vă mulțumesc că v-ați prezentat astăzi aici și v-ați prezentat cu idei și cu propuneri care consider eu că sunt ok. Că sunt lucruri care trebuie discutate, puse pe hârtie, propuneri, dar una peste alta, toate lucrurile au fost, toate întrebările au fost corecte, vi s-au răspuns, cred că la toți, de fiecare dată ați primit un răspuns. Aș vrea să mulțumesc în numele cetățenilor din Vezi, eu nu am voie să mă refer doar la un anumit grup, sau la un anumit, nu reprezint doar un anumit grup, primarul reprezintă întreaga comunitate. În numele cetățenilor din Comuna Livezi, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, consilierul local, vreau să mulțumesc aparatul de specialitate al primarului,
Vreau să mulțumesc instituțiilor statului cu care noi colaborăm zi de zi, oră de oră și așa. Vreau să mulțumesc mass media, aici de față, care de fiecare dată... De fiecare dată... Deci, domnul Gospod, eu știu ce spun. De fiecare dată, în fiecare lună, au fost prezenți la noi. N-au fost la toate ședințele, s-a fundit. Dar o ședință pe lună, televiziunea a fost, eu urmăresc și faptul, că asta e atribuțiunea, primesc și materialul, avem și ziarul, și nu numai exclusiv TV, care noi avem și contract și sunt și oamenii care de fiecare dată vine și filmează problemele comunicării. Televiziunea exclusiv TV, nu numai pentru ședințele de Consiliul Local, a fost la deschiderea anului școlar, la evenimente care au participat, așa, și mulțumim. Nu numai televiziunea exclusiv TV, tuturor celorlalte trusturi de media scrisă, care vin și întreabă tot felul de lucruri, întreabă ceea ce se întâmplă în comună. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă urez sărbători fericite, să fim sănătoși, să dea Domnul să ne găsim la anul cu bune și cu rele, să ne găsim din nou în Consiliul Local, să dezbatem problemele comunității cu bani, nu cu vorbe, cu bani, și aici fac apel la toate partidele să se gândească la comunitățile locale. Fără culori politice, fără nimic, să gândească la cetățeni. Lăsăm culorile politice, nu ajută pe nimeni, de fapt, dizbină că de acolo pleacă toate problemele, dușmănie între oateuri, că l-au primit, că l-au dat, că l-au mai face așa. Nu este corect, vreau să, la anul viitor, lucrurile să meargă corect. Indiferent de culoarea politică, indiferent de partidul care nu susțin un partid sau toate partidele să prezint în fața cetățenilor și să fie corect față de cetățeni, nu față de primar. Primar e primar. Nu pe primar o șmutează. Nu pe primar îl încurcă cu ceva cum e dat. Primarul și afară și trebuie acasă. Face, nu face, are un examen la 4 ani și o lua. El dă examen în fața cetățenilor. Dar forurile superioare, și mă refer Consiliul Județean, Guvern, să se aplece față de toate oateurile și să plătească cu aceeași monedă. Până nu se plătește cu aceeași monedă, toți avem de suferit. Coturul ăla, coturul ăla. Și dă ăla când vine, nu știu cât, și dă ăla când vine, nu știu cât, niciodată nu poți acoperi, primările merg în gol. Când nu a avut ăla, nu pot să plătească facturi, nu știu câte luni, vin acum la urmă, hai să-l facem să-l plătim. Asta o cer, le urez la toți sănătate, toți politicienii din România să fie sănătoși, medicii să fie sănătoși, preoții să fie sănătoși. Încă o dată, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani cetățenilor din Comuna Liviu, la mulți ani România, să fie sănătoși și să fie sănătoși la noi. Supunem la vot ultimul proiect și... Cine este pentru? Să abține cineva? Ionel Bucău. Eu v-am răspuns la momentul respectiv, că se va ține cont de propunerea dumneavoastră, iar domnul primar chiar și-a notat o hârtiuță. Da? La vot propunerea executivă sau propunerea. Așa, după care spuneam, propunerea dumneavoastră care dorește ca o 50.000 de lei să te duceți cu dumneavoastră să ducă de biserică, așa vă rog spuneți. Că de asta suntem aici, vorbim. Ca să înțelegi din asta, domnul Crăciun, da. Venite pentru ariera, adică pentru datorii care le venim în urmă. Da, dar asta, domnule, da? Asta înțeles. Veniți cu propunerea la bugetul de anul viitor, care o să fie și sper că guvernul să meargă, o să mai avem bugetul prin aprilie-mai și o să prindem în bugetul de anul viitor, exact propunerea dumneavoastră. Vă rog să prezint doamna pe venite. Bine, și de urmă, doamna, că-i problemă. Și sunt mai bun vizită, doamna, că-i problemă. Sunt trei niște oameni. Sunt chestii. 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 S
punct de vedere, chiar să suntem veniți aici și vă spunem, să ne spunem punctul de vedere. Noi nu venim aici să ne certăm sau să cu ură către cineva. Noi venim să ne spunem niște puncte de vedere și după un acord să ne spunem la vot. Ce e cea mai înțeleagă, cea mai corectă, da? Cred că este după ședință de două mandat care de luat în modul ăsta ședință. Este lăudat de punctul de vedere și mi-aș dori la toate ședințele care vor fi, în continuare să ai tot din partea de genul ăsta. V-am lăsat să vă spuneți punctul de vedere. Da, bun. Deci... Mai aveți ceva de lăudat? Hai, spuneți, vă lați să vorbiți, vă rog. Să ne prezentăm și funcția în Consiliul Local, dar vă mergem din nou cu până. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Acum, n-aș vrea să terminăm ședința asta cu un ton așa. Doamna consiliere, să știți, vă rog. Da. N-aș vrea să încheiem ședința asta cu un ton așa, știți? De Crăciun trebuie să fie mai bun, da? Bun, aș vrea să vă urez sărbători fericite. Multă sănătate, atât Consiliul Local, domnului primar, doamnei vice, domnilor de la televiziune, tuturor cetățenilor Comunei Livezi și tuturor în general. Nu pot decât să mă bucure că sunteți activi și asta, dar aș vrea un minim de respect. Deci nu e că vreau să bruschez pe cineva, vreau doar să vorbim pe rând, să ne facem înțeleși. Eu apreciez că toți venim și ne spunem punctul de vedere, dar nu pot permite să se vorbească unul